Așa cum am dat mașina acum 3 zile. Puțin periculos azi. Salut, eu sunt Gami. Salut, eu sunt Liviu. Și astăzi o să-i vandalizăm mașina lui Shelly. După cum știți, Shelly ne-a făcut o grămadă de farse. La mine a venit cu Nicu cu cuțitul, a venit cu poliția acasă. Și la mine a venit cu poliția, nu acasă, la studio. Mamă. Și după cum știți, fraților, acum o lună Shelly s-a certat cu un vecin de-a lui chiar pe un vlog când eram cu el în mașină. Povestesc, bă, băieți, ce am trecut. Ia uite, bă, prostul ăsta, bă, Gami. Dar de unde ți-ai luat permisul? Mâncați-ai sufletul tău să ieși așa la mine? Nu ai mai văzut că mă ieșeam, ești chiar cu... Bă, de timp, ești nebun dacă... Bă, aș... Păi dacă ai ieșit, nu te uiți, dacă eu am prioritate pe drum, păi, pe... Păi, b***atule, mai stăm și vecin, b***a, în gură, Stefan, lasă că vezi ce... Adică mă ameninț, sau cum, Și ne așteptam ca vecinul să-și țină promisiunea să-i facă ceva rău lui Shelly, dar n-a reușit, așa că am venit astăzi aici, fraților, să... Îi facem noi lui Shelly o farsă corespunzătoare. Avem pui, avem mâini, avem mașina lui Shelly. De asemenea, Ciraș și Adăpător, suntem astăzi aici cu aliatul numărul 1 al lui Shelly și inamicul numărul 1 al lui Gami, domnul Nicu. Ce face Nicu aici? Domnul Nicu va juca astăzi rolul vecinului supărat al lui Shelly și ne va ajuta. Nu mă bate pe mine, nu? Nu. Noi am complotat cu Zmără. Shelly se suseditează și n-are nici o mică idee de ce facem noi aici. Fraților, mai avem și o surpriză pentru Nicu, avem această cagulă ca Shelly să nu recunoască, dar oricum o să se sperie numai că nu o să vadă brațele alea, nici nebun, ce aveți? Poate credeți că Shelly e băiat bun, poate credeți că nu merită asta, că exagerăm cu sânge fake, cu mâini, cu Nicu, poate chiar e băiat bun, dar hai să vă reamintim ceva. Fraților, am fost traumatizat de farsa lui Shelly de vara trecută, pentru că m-am speriat foarte tare. Încercam să dorm și pur și simplu auzeam suspine în dreapta mea. Pentru că eu stau în stânga. Cum te-ai simțit când ai văzut cuțitul? Am crezut că devin paste boloneze, să fiu sincer. Însă m-am simțit foarte vinovată pentru că adevărul e că eu știam de prank. Aș fi putut să-l anunț. Probabil că majoritatea de aici mă știți din vlogul lui Shelly cu prank-ul cu poliția de la mine de la studio. Hopa! N-are treabă, este X-Hamster, este un filmuleț de pe... Da, filmuleț, dar... Imaginați-vă că am clienți serioși, clienți care mă sună și îmi spun salut, vrem și noi un filmuleț, dar ai terminat și tu cu... Partea cea mai rea e că au dat patul de câteva ori. Ia zi, Vulpescule, ce facem lui Shelly? Auzi, mă? Bă, ăsta cred că pătează rău, gen. Dar dacă îi dăm colantul jos de pe mașină, crezi că se supără tare? Cum mă să dai colant? Abia și l-a pus. Și ce are eu? Și pune iar, n-are bani. Haide-mi? Haide-mi! Ha. Mamă, bine! Ia de aici, du-te încolo! Ce drău? Dă, mă, că... Eu zic că poate îi place mai mult cu capota asta așa. Bă, vezi că ia, dă-te așa, ia! Vezi că n-ar arăta rău cu capota. Vezi că n-arată rău deloc? Vezi că e top, ești nebun? Hai să nu-l dezlipim cum trebuie, hai să-l lăsăm cu chestii nasoale. Ah! Fii atent cum pleacă bucata asta. Și acum pune-o prost, nu o rupe de tot. Nu rupe. Așa. Nu mă, invers, uite așa. Hai să-i o punem și pe asta, așa. N-avem și noi niște mici să mâncăm și noi în timp ce... Nu te-ai gândit, mă, Vulpescule, mă, să iei niște mici să mâncăm. N-am adus, să mor, n-am adus. Și noi. Hai să vedem, că la care se duce mai departe, hai, da? Hai. Hai să-i scriem ceva. Uite, să scriem Shelly, când merge cu mașina prin oraș, să știe cu e mașina. E cam negru, cred că e coagulat, ți-a cădat pe puiul ăsta. De ce scrii cu stânga puiule? Că sunt stângaci. Hai, dă-mi e, continui eu. Ah, merge. Ia vezi, stai. Sos? Păi sos în cantități industriale, nu-i auzi? Da, mă, tată, ai altceva? Numele de matriculare nu cred că trebuie neapărat să le vadă cineva, deci putem să le dăm așa. Să le ștergem. Așa că dacă merge să o spele, să ia și amendă, care are numerele murdare, ești nebun. Avem, băieți, aici 2 litri de sânge, dar pătează rău de tot. Vreau să prindem mâinile astea așa aici, cu bandă izolatoare, ca și când e cineva care vrea să iasă din portbagaj. Dacă am știut să le faci, Vulpescule, ai experiență? N-am făcut asta niciodată, dar am văzut multe filme. Așa zic toți. Sângele. Altceva, tat. Ia uite-l, însângeratul, ia uite-l. Mamă, dar tu-i pui? Nu, lasă așa, că uite ce mișto se văd dârele astea, vezi? Păi da, mă, și după aia nu mai putem să călcăm pe acolo, Vulpescule, ce faci? Sar și tu peste, nu? Mamă, bine! Bine rău de tot! Mamă!
Un pic de tecuci așa, ia uitați băieți, 70.000 de euro cum arată. Asta zic. Bă, per total, eu zic că arată chiar top mașina asta. Hai, eu turn de aici, tu de acolo, hai. La mine un pic mai penibil, dar na, merge. Bă, la mine e dramatic, dar să vedem unde se duce. Băieți, desumflăm cauciucurile lui Shelly frumos, poate nu-și dă seama. Și așa Shelly obișnuit cu penele, a făcut vreo 3. Ia uitați băieți cum pleacă toată presiunea din cauciucurile lui Shelly. Ia uitați-vă cât de frumos se duce totul. Bă, eu zic că e suficient, sincer. I-am desumflat roata, i-am pus și două mâini aici în portbagaj. I-am dat și cu sânge, i-am pus și pui acolo frumos pe capotă, i-am dat colantul jos. Deci eu zic că e perfect. Eu mi-am sacrificat Adidas și pentru vlogul ăsta. Eu nu. Eu da. Eu sunt bine. Pe da, oare vine? Că el nu are carnet, n-are ce să mai facă cu mașina. Hai să mergem să ne ascundem. Hai, Pan. Bă. Bă, ce faci, mă? Bă, și camera unde ai lăsat-o, mă? Păi și camera cum a rămas camera în aer? Plutește, mă. E... Cum plutește camera? Ți-ai luat bă, camera care plutește? Bă, nu pot să cred așa ceva. Da, mă, pune mâna pe sub ea, fii atent. Bă, ești nebun? Deci dacă pui mâna pe sub ea... Mamă, are unde stă aici? Vezi, ia vezi. Nu înțeleg nimic. Vine-o cu a, vine-o cu a, fiți atent. Și vine după noi ca drona, așa? Da, uite, dacă ochi e, vine. Bă, ești... Rămâi acolo pe loc. Perfect. Bă, mă, greu răspunde asta. Cred că doarme. Da, mă. Ce faci, mă, m-auzi? Uite, montez asta. De am făcut în pădure. A, am înțeles. Tu ai apucat să ilumina atunci din pădure? Da, am luat a doua zi de aici. Poți să vin să o iau? Iau un Uber și cred că în vreo 10 minute ajung maxim. Păi bine, atunci bine, urcă tu sus, să iau de la mașină și vii tu la mine, da? Cred că, uite, văd că mi-arată 6 minute pe Waze. Bine, mă, hai, te pup, ne auzim. Și-a luat-o, ce bine îmi pare că ai luat țeapă. Doamne, ce cât bine pare că ai cât de bine, cât de bine se simte să-i faci o farsă și să habar nu ai, bă, ce se întâmplă cu el. Și noi, practic, așa, acum, mergem și ne ascundem frumos după o mașină ceva și îl băgăm pe Nicola înaintare. Vecinul supărat că, doamne, mamă, că mai ții minte vine că m-ai jurat în trafic. Băta! Mai ții minte și ce o să fac? Ce o să fac? Hai! Dezlipește mâinile acum, dezlipește mâinile. Puiule, e bine? Îți place. Stai, bine. Frumos. Ia colantul. Colantul ăla nou. Colantul meu de la custom tunic. Colantul meu nou, nu. Sigur o să crede că e ăla... Deci s-a certat în trafic. Vezi creier, cum am gândit-o, e jembo. Bă, frate, mi-a vandalizat cineva mașina, frate. Adică nu vandalizată, frate, mi-a rupt colantul de pe ea, mi-a găurit cauciucurile, mi-a desumflat roțile, mi-a rupt-o de sânge, mi-a... Aia, mi-a desumflat și roțile, așa, uite. Nu mai poate să meargă pătorie. Mi-au pus muștari, sânge, nu știu dacă scam eu. Păi chem poliția, ești nebun. Știi cine o filmă? Vino încoace dacă poți. Știi cine cred că o filmă? Cred că o fi vecinul ăla, frate. Sau nu mi-a dezumflat din eva roșie, mi-a vandalizat mașina. Poate nu umflă cu gura, că nu cred că are compresor. Colan. Nu e, mă, nu e de bătaie, e de poliție, frate. Eu sun acum la poliție. Nu, frate, mi-au rupt colantul, mi-au dat cu muștar. Cine știe ce... Hai să vezi bătaia acum, când intră Nico al meu. Ce s-a întâmplat? Ce faci? Unde plecăm? Băi, ume, unde fugi așa? Unde plecăm așa? Ia uite-l, nu mai are permis merge cu bicicleta. Are și clanxon, ia uite. Ia mă și pe mine aici. Nu voi să-ți terminați, mă? Ia mă și pe mine aici pe cadru. Eu mă duc pe cadru, haide. Mergem. Retardați mental. Ce are, mă? Vreau să vezi ce mi-a supra mașina, Harita. Noi? Cine, noi? Noi s-a întâmplat să fiu aici. Noi doar l-am chemat pe Nicu să fugă după tine, noi n-am făcut nimic. Mi-a rupt colantul de pe mașină, mi-a zis cu... Sunteți retardați? Păi stai, mă, Nesol, că vrei să spui colant nou la custom? Așa ai zis, da. Că ți-o faci din albastru, n-ar... A, era invers. Din albastru grei și-o făcea albastră.
voi trebuie să reparați mașina. Bă, cred că strângem curantul ăla de pe jos și lipim, nu? Ai un super glue? Bă, cum să-mi dați curantul jos, mă? Cum să-mi dați curantul jos? Nu am avut un job, mai ales că dacă îl dau jos îmi ia licența la Premier. Băi, voi sunteți conștiți. Salut, Nicu, apropo, salut, Nicu, ce mai faci? Salut. Ce mai faci? Da, unde mi-a zis, să... Nicu, mi-a zis Nicu că dacă îți dau colantul jos de pe mașină, îmi dă și mie un briceac al lui. Dar unde voiam să plecăm cu bicicleta, lăsați-mă, întrebarea lăsați-mă, mea? Lăsați-mă, că m-au luat toate transpirațiile, i-a spus și un Nicu ca gură pe față. Ia. Și mâinile alea, de unde dracu i-ați luat? Tu erau bă, nu, dar cu colantul a spus nesimțiți, frate. Putea să dați cu, putea să dați cu asta, cu muștaj, cu ketchup și cu sânge. Păi da, dar nu mai era haz. Și roțile? Ce au roțile? Cum ce au roțile? Nu ai ramflet? Păi nici eu n-am cum să merg cu mașina la spălătorie, că nici și eu n-am noi cum vrei să mergem, că am dezumflat roțile, ai compresor? Ce? De unde p***a să am compresor? De unde p***ii mei să am compresor? Să dai 70.000 de euro pe mașină să n-ai compresor, să mă bată tata aici nebun care are șasele, n-are CLS-ul. Bă, de unde luăm un compresor? Și am eu, mă, mașină, compresor, ai mașina aia, hai să mă bată tata. Hai să umflăm roțile, să ducem să spălăm mașina. Deci nu mai am ce să discut cu tine, gata, după asta. Ah. Eu îi rup colantul de pe mașină un pic, el vine cu Nicu, cu briceagul la mine. Și tot el are ce să discute cu mine. Să vezi ce urmează, Gami. Ce urmează? În primul rând, vlogul ăsta e pentru canalul meu, da? Așa. Da, e? Hai, măcar atâta, măcar am și eu un vlog. Colantul de la Custom Tuning, fratele tău, îți trimit factura, da? Trimite-mi, frate, factura, nu-i problemă. Bun, păi trebuie să-mi faci programare la Custom Tuning, să-mi pun colan nou. Peste două luni cred că găsești, că e full la Custom Tuning, că băieții mei rup acolo normal. S-au închis pălătorile, Gami, așa că la jeton te duci, te duci la jeton. Nu știu, frate, mi-a luat carnetul ieri, habar n-am, nu știu. Bă, voi spălați mașina asta. Nu știu. Ce să mai zic, ăsta a fost și vlogul pe astăzi, un vlog pe care nu mi l-am dorit, realizat de prietenii mei. Nu uitați, mai avem foarte puțin până la 3 milioane de urmăritori, fraților, așa că dacă vreți voi puteți să apăsați acel buton de subscribe ca să facem 3 milioane de abonați. Ce să vă mai zic, Academia de Vlogging pe Sherry.ro și ca întotdeauna, dar la ce acest vlog este aproape fumat, v-aș vrea să dați un pumn butonul de like, un share pe story, mă ajută mult, dacă n-ați făcut-o, să vă abonați dacă vreți voi. M-am dus, vă pup, pa, pa.